Bună ziua, domnilor și domnilor! Sunt Lumințe Iordache, bun găsit în studioul Antena 3. Alături de noi se află astăzi domnul deputat PSD Sorin Vrăjitoru. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit! Știu că de la preluarea mandatului de deputat ați avut două proiecte de suflet, așa cum le numeați dumneavoastră, foarte importante pentru dezvoltarea județului Călăraș, pentru care ați militat. Este vorba despre portul turistic și pasajul de la Drajna. Ce ne puteți spune în momentul de față despre aceste două proiecte? Pentru portul turistic, portul de embarcațiuni ușoare de pe malul brațului Borcea a fost, după cum știți, a fost semnat contractul de finanțare. Titularul proiectului este Consiliul Județean și din discuțiile avute cu conducerea Consiliului Județean sunt în procedură de avizare a câtorva documente și scoaterea la licitație în sistemul informatic a proiectului tehnic și a execuției acestui proiect, iar vis-a-vis de pasajul de la Drajna, un pasaj extrem de important pentru noi, pentru călărășeni și nu numai. Și nu numai. Dar datorită faptului că toată zona de Moldovei se descarcă, toată zona de nord se descarcă prin DN21 în acest pasaj în autostradă și pentru județul Ialomița și pentru județul Călăraș. Și pentru granița cu Bulgaria este granița foarte important. Cu Bulgaria. Pot să vă spun, după cum știți, a fost finalizat studiul de fezabilitate și predat de către consultant Direcției Regionale de Podru Constanța în area cărui se află din punct de vedere teritorial acest pasaj. Astăzi am avut o discuție cu directorul general de la DRDP Constanța și cu directorul de la investiții să vedem calendarul de execuție acestui pasaj. Am promis călărășenilor că iau acest proiect de la capăt și îl duc la bun sfârșit și promit încă o dată că mă țin de el. Poate că și aici fac o paranteză, în martie anul curent 2019, când am susținut o conferință de presă la sediul PSD la Călăraș și spuneam că am făcut amendament pentru bugetarea acestui pasaj și construirea acestui pasaj, foarte multă lume nu credea că este o utopie, că acest pasaj nu se poate realiza. Le spun cu subiect și predicat și spun tuturor că acest pasaj se va realiza, mai necesită câteva etape procedurale care pot și conduc la elaborarea hotărârii de guvern pentru expropiere și toate documentele necesare în vederea scoaterii la licitație acestui pasaj. Îmi amintesc că în luna octombrie, când s-a predat studiul de fezabilitate, o parte din invitații la acest eveniment au întârziat o oră și ceva, tocmai pentru că au fost prinși la bariera de la Drajna, au fost nevoiți să aștepte să treacă trenurile și probabil astfel s-au convins încă o dată de utilitatea acestei investiții, dacă mai era nevoie. Dacă mai era nevoie, cu toții știm ce se întâmplă acolo și tocmai în acest sens am și lucrat și mă țin de acest pasaj ca acesta să se realizeze. Fostul guvern înființase un departament de infrastructură care băgase pe lista obiectivelor cu finalizare rapidă și acest obiectiv de investiție, anume pasajul de la Drajna. Între timp s-a schimbat guvernul. Acest departament mai funcționează? Există posibilitatea ca acest obiectiv să nu se finalizeze odată cu schimbarea guvernului? Să ne temem de acest lucru sau cum percepeți dumneavoastră lucrurile? Eu nu știu dacă noul guvern, în componența noului guvern, va mai exista acest departament, dar el ca și obiectiv, el trebuie să se realizeze și spun că trebuie să se realizeze datorită faptului că nu este numai în folosul, cum spuneam și mai devreme, al călărșinului, este în folosul tuturor cetățenilor României și nu numai. Acest pasaj, el este demarat, practic trebuie decât continuat. Și din punct de vedere al studiilor care sunt finalizate acum, cât și a celorlalte acte procedurale care sunt necesare pentru finalizare. Se lucra la un moment dat la obținerea avizelor, autorizațiilor și preluarea terenului liber de sarcini pentru demararea acestor lucrări. Știu că asta era discuția. Dacă lucrurile vor merge bine, așa cum dumneavoastră sperați, când preconizați că vor începe lucrările, dacă nu vor exista piedici? Bună întrebare, mă așteptam la această întrebare. Ce pot să vă spun din discuțiile avute astăzi cu directorul general? Mai aveau nevoie de încă un avizul de la Transgaz, pentru
finalizarea documentației și trimiterea acesteia către, că următorul pas este Ministerul Transporturilor. Avizarea la Ministerul Transporturilor, urmă CNAIR-ul, Comitetul Tehnic Economic din CNAIR și urmează elaborarea documentației pentru emiterea hotărârii de guvern pentru exproprierea terenului necesar pasajului. Deci aceasta va fi procedura următorii pași pe care îi urmărim și cu celeritate căutăm să scurtăm toate aceste etape procedurale. Știu că în luna octombrie, în momentul în care s-a predat studiul de fezabilitate, proiectantul a prezentat două proiecte. S-a luat decizia pentru care proiect veți opta? Da. Existau două soluții tehnice. Prima soluție tehnică este cea a construirii acestui pasaj pe grinzi de beton, care are și termen de finalizare 18 luni, iar acea de-a doua variantă este pe grinzi din oțel cu termen de finalizare, înțeles, 24 de luni. Cea pe grinzi de beton este și mai ieftină, este în jur de 100 de milioane de lei. Banii, din câte am discutat cu toți factorii implicați, nu ar fi o problemă pentru această investiție. El, ca și durată, ca să vă răspund la întrebare, ca și durată de finalizare, dacă toate etapele decurg normal și nu sunt celebrele contestații, da, la licitație, cum la noi în România se poartă și se practică, chiar dacă nu participi, se trezește X sau Y să conteste licitația că i s-a părut lui nu știu ce. Din punctul factorilor implicați, reper și cei care au pus umărul la construirea acestui pasaj sau la acest proiect, mai bine spus, termenul de începere a lucrărilor optimist este undeva iulie-august anul viitor. Vara anului viitor. Poate că și eu vreau să fiu mai optimist și să cred că undeva în vara anului viitor vom începe lucrările la acest pasaj. Concomitent cu asta, în Parlamentul României s-a modificat și legea de achizițiilor publice, legea 98, prin care dăm posibilitatea constructorului ca în momentul în care s-a judecat o licitație, o lucrare, și există posibilitatea, din punct de vedere tehnic, această lucrare să meargă într-un ritm accelerat, există procedură de accelerare a lucrărilor în care statul român vine cu sume suplimentare pentru terminarea și finalizarea acelui obiectiv, astfel încât constructorul, dacă vrea să lucreze 24 din 24 și timpul îi permite și infrastructura îi permite și toate condițiile sunt și converg spre celeritatea acelei lucrări, să poate să termine un pic mai devreme. În consecință, dacă acest pasaj îi trebuie 18 luni pe varianta cu grinzi de beton să fie finalizat, există posibilitatea, din punct de vedere legislativ, ca el să fie finalizat mai devreme, ceea ce ne dorim și noi călărășeni. Ideea compensării constructorului pentru finalizarea lucrărilor înainte de termen, țin minte, dacă nu mă înșală memoria, a fost făcută publică de doamna Viorica Dăncilă, fostul premier al României, da, în vizita la Călăraș și efectuată în vara acestui an, dacă mi-aduc aminte. Dar, la vremea respectivă, nu exista acel cadru legal despre care mi vorbiți acum. Acum să înțeleg că există cadrul legal și aceste lucruri se pot face. Se pot realiza, da. Uh-huh. Știu că în studiul de fezabilitate a fost prezentat acest proiect unde figura un sens giratoriu, iar din sensul giratoriu acest pasaj se va lărgi cu 4 benzi. La vremea respectivă, constructorul și reprezentantul CNAIR spunea că indiferent ce guvern va veni, ce director de instituție va veni după domnia sa, faptul că pasajul se va face cu 4 benzi îi va obliga ca pe viitor DN21 să se lățească pe 4 benzi, dacă mi-aduc bine aminte. Este corect ceea ce spuneți. Asta a fost și una din rugămințele mele pe care le-am avut în momentul în care am pornit acest proiect, să analizeze posibilitatea ca acest pasaj să se realizeze pe 4 benzi. Fiindcă, din punctul meu de vedere,
Orice politician trebuie să aibă viziune de dezvoltare. Dacă nu avem viziune de dezvoltare, nu putem să facem nimic cu țara asta. Dar toate faptul că DN21, și aici fac o paranteză, fostul ministru al transportului Răzvan Cuc, care este și prieten, în momentul în care acest pasaj a fost lansat ca și obiectiv, l-am rugat atunci să analizeze posibilitatea, ministerul și CNAIR-ul și toate direcțiile subordonate, să analizeze posibilitatea ca DN21, care pleacă de la Petrom, de la noi, de la ieșire spre Slobozia, drumul care merge la Drajna, Slobozia și mai departe spre Brăila, să facem drum expres. Există acest coridor de transport care poate pune în valoare atât județele Brăila și Ialomița, dar și ce ne interesează cel mai mult, județul Călăraș. Arătați-ne un pic, am văzut că ați venit cu proiectul, arătați-ne un pic de unde va începe pasajul și ce lungime va avea. Pasajul de nivelat va începe, se va crea un sens giratoriu pe sensul de mers de la Călăraș spre Slobozia la intrarea pe autostradă. Se va merge pe partea stângă paralel cu DN21, va traversa calea ferată aici și se va descărca de asemenea într-un sens giratoriu la intrare în comuna Dragalina. Deci imediat după calea ferată va mai merge, apoi se va înțepa din nou în DN21. În DN21, da. O să vedem noul guvern. Până acum nu prea am văzut exact ce au de gând să facă. A fost nebunia asta cu alegerile prezidențiale. De-abia de acum încolo vom vedea exact ce își doresc să facă, dacă vor să continue proiectele inițiate de dumneavoastră. Dacă nu o să-l continue, să știți că va avea în mine un mare contestatar. Deci dumneavoastră sunteți dispus să mergeți până la capăt, până și la să capăt cu acest proiect? Indiferent de consecințe, merg și avem nevoie noi călărșenii și în parte de zona de sud a României de acest pasaj. Înainte să intrăm în emisiune, mi-a spus că aveți câteva noutăți în ceea ce privește sistemul antigrindină din România. Spuneți-ne câteva cuvinte despre ce este vorba. Da. Domnul ministru al agriculturii, domnul Petre Daia, a fost ministru al agriculturii Petre Daia, a creat această agenție a Sistemului Național Antigrindină și de mărirea precipitațiilor. La vremea respectivă, mulți nu au crezut în el, nu au crezut în acest sistem, dar astăzi când vorbim și sunt pregătite aici și cu o hartă. Când au venit rezultatele, ce vedeți cu roșu sunt puncte de lansare operaționale, ce vedeți cu albastru sunt în curs de finalizare, iar pe zona de sud-est, ceea ce ne interesează și pe noi ca și călărași, și dau un mesaj extrem de bun și extrem de clar către fermierii din județul Călăraș, că ca și deputat în Comisia de Agricultură mă voi bate pentru acest sistem să-l implementăm și la noi în zona de sud. Există o tehnică, din punctul meu de vedere, revoluționară, în care se vrea achiziția a două sau a trei aeronave care vor fi lansate în momentul în care condițiile atmosferice prielnice. Da, vor fi prielnice, astfel încât se vor lansa niște mini rachete care sunt prinse de acest sistem și vor declanșa precipitații. Vor sparge norii pe termen, în termen popular. Să înțeleagă toată lumea. În momentul în care un nor, nu sunt de specialitate, dar domnul general care este directorul acestui sistem ne-a povestit în cadrul Comisiei de Agricultură și credeți-mă, a rămas un pic surprins vis-a-vis de tehnica pe care alte țări o folosesc și nu mai stăm să ne uităm să vedem dacă vine norul, este plin de ploaie, dar el nu plouă. Pur și simplu nu plouă, fiindcă trebuie să aibă un grad de umidificare de peste 60%. Am înțeles. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Aveți informații foarte interesante. La întâlnirile noastre viitoare vă așteptăm să ne mai dați informații despre sistemul antigrindină. Chiar și despre evoluția celor două proiecte pe care dumneavoastră le-ați dus până la un punct. Sperăm să le și finalizăm. Sunt foarte importante pentru dezvoltarea județului nostru. Le promit că le finalizăm.
Deci cu pasajul îmi pun cort aici și le finalizăm. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc și eu.